Cabinetul Ponta 2 va avea 3 vicepremieri. E vorba de Liviu Dragnea, PSD, un reprezentant al PNL, cel mai probabil Daniel Chițoiu și Gabriel Oprea de la UNPR. Inițial pe lista vicepremierilor s-a aflat și Nicolae Păun de la Minorități Naționale, dar a ieșit din calcule. Liviu Dragnea va deține și portofoliul administrației și dezvoltării regionale. Daniel Chițoiu va fi și ministru al finanțelor, în timp ce Gabriel Oprea va fi vicepremier fără portofoliu. În altă ordine de idei, premierul a anunțat că UDMR nu va face parte din guvernul pe care îl va conduce.